Bine v-am regăsit, dragilor! Bine ați venit la minutul de conștientizare. Continuăm cu greșeala karmică sau greșeala majoră făcută în altă viață. Ce dată am ajuns? Ziua de 12? Mm -hmm. Avem noi aici la ziua de 12 îngânfații sau încrezuții sau cei cu nasul pe sus sau cei împăunați sau cei care sunt mândri. Păcatul lor este mândria și, în a doua lor natură, zace acest păcat. Tendința a fost să nu manifestați foarte multă bună, bună milostenie, să zicem așa, sau binefacere față de cei apropiați vouă și nu numai. Iar în viața aceasta, uite, când o să-i întâlniți pe cei cu ziua de 12, să-i observați așa un pic, să vedeți că au tendința să fie un pic cu nasul la purtare, cum se spune. Uh, și clar necesită multă atenție în direcția aceasta. Căutați să vă cumpătați în direcția uh, îngânfării și a mândriei, da? Nu uitați că nu sunteți buricul pământului. Așadar, vin să vă întreb. Voi sunteți îngânfați cei născuți în ziua de 12? Hmm? Cum stați cu această latură? Spor la conștientizări, dragilor!